Vă salut! Iată ne-a ajuns din nou la cultura de cartofi. Sper să mă auziți și de data aceasta bate vântul foarte tare. Totuși o să încerc să aplic niște ierbicid. Vedem dacă reușim. De data aceasta am zis că o să vă arăt de fiecare dată ce substanțe folosesc. Chiar și la vie o să facem clipuri separate cu fiecare stropire în parte. Acum la cartofi o să aplic ierbicidul Stomp Aqua la recomandarea prietenului meu, Alin. O să vă las oricum link în descrierea clipului către canalul lui. Are și el un canal de YouTube foarte, foarte interesant și cu foarte multe clipuri educative. Îl găsiți sub numele de Doctorul Plantelor. Și acolo o să vă ajute și el cu tot felul de tratamente și soluții la problemele dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, o să folosesc Stomp Aqua. Aveți aici niște indicații. Eu o să vă zic doza. O să folosesc 100 de mililitri de ierbicid la 8 litri de apă. Pompa mea are 16 litri. Volumul de apă, așa că o să folosesc 200 de mililitri de produs la 16 litri de apă. Exact doza corectă. Acum suprafața asta pe care ați văzut că am cultivat cartofi are undeva 900-1000 de metri pătrați. Sper să-mi ajungă, nu am decât un litru, practic ar trebui să dau 5 pompe maxim. O să vedem, eu zic că ajung. Deci ierbicidul acesta este preemergent, îl dăm acum imediat după ce am semănat cultura, înainte să răsară iarba. O să vedem ce rezultate o să obținem. Eu sper că bune. Nu am mai folosit până acum un erbicid de acest fel. Pur și simplu, bine, nici nu am folosit anul trecut la cartofi, am folosit doar la porumb, dar acela îl aplicam după ce răsărea și porumbul. Acum este exact invers, o să-l aplicăm înainte să răsară iarba și implicit cultura noastră de cartofi. Haideți să pun pompa în spate și să dăm drumul la treabă. Așa cum poate mulți dintre voi o știți, pompa este aceeași de vreo 3 ani de zile, Evo Tools, 16 litri rezervorul, este un vermorel electric, încă funcționează foarte bine, bateria nu m-a lăsat. Și acum să vă arăt mai de aproape ierbicidul, Stomp Aqua, da? De la BASF. 1 litru, are și gradație aici, pe flacon. Uite, o să filmez și chestiile astea, poate vă interesează. Așa. Acolo este cultura de cartofi. O să vedem cum încerc să aplic. Cred că o să merg mai mult cu spatele pentru că încă bate vântul, așa cum o spuneam, și să nu vină substanța pe mine.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on terminat și această operațiune. Cu siguranță nu o să puteți vedea pe cameră, dar s-a îngălbenit pământul. Ați văzut substanța ce culoare are. Practic acum cu ochiul liber chiar se observă, deci este galben. Din cauza vântului nu am mai dat cu erbicid chiar peste tot. Am dat pronunțat pe bilon sus și stânga-dreapta, o bună parte. Așa, oricum o să vin cu acel utilaj, cu cele două rarițe, și o să mai refacem biloanele. Așa că pe interval, cât să zic, am mai rămas de o palmă așa lățime, unde nu am dat cu erbicid. Nu-i problemă, acolo o să dau cu rarița, oricum o să lucrăm terenul. Foarte important, sus pe bilon, să nu mai miasă iarbă, curnuți. Și cam atât. Deci practic am dat aici 3 pompe și jumătate pe suprafața asta, ca idee. Dar v-am zis, nu am dat chiar peste tot. La început am dat, ați văzut pe tot intervalul. Dar după aceea am constatat că bate vântul foarte tare, pierdeam foarte multă substanță și atunci am dat doar sus pe bilon și stânga-dreapta acestuia. Acum o să vă mai țin la curent când o să răsară cartofii, când o să vedem, ori dăm cu motosapa pe rând, ori dăm cu rarițele, o să vedem. Și tot atunci o să avem o situație mult mai clară dacă a făcut sau nu treaba acest erbicid. Cam atât, eu vă salut, vă urez mult spor la treabă. Iar dacă vă plac aceste clipuri, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, ajută foarte mult să ajungă clipurile la cât mai multe persoane. Și pe voi vă aștept în secțiunea de comentarii să mai discutăm. Toate cele bune! Pa, pa!